Vă salut, dragii mei, și în această seară și vă spun bun venit din nou la emisiunea Vieți Schimbate. Așa cum suntem obișnuiți în fiecare vineri seara și în fiecare sâmbătă seara, este Vieți Schimbate și mă bucur că sunteți împreună cu noi aici la 7 TV, urmărind programele pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, le creăm pentru sufletul dumneavoastră. Mai ales în perioada weekendului avem emisiuni care se adresează cu predilecție sufletului spiritualității. Tuturor acelor care ați mai fost, vă spun bun venit și acelor care sunteți pentru prima dată la această emisiune, vă spun bun venit, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Încă de la început aș vrea să ne liniștim sufletele în cuvântul lui Dumnezeu, și în seara aceasta am a, ales un subiect foarte interesant pentru fiecare dintre noi, care aduce pace și unitate între noi, ca și creștini, chiar dacă suntem diferiți, chiar dacă avem uh, opinii diferite cu, cu privire la anumite lucruri. Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi și dorește ca binecuvântarea lui să fie ră, revărsată peste fiecare dintre noi. De aceea am intitulat uh, mesajul din seara aceasta Biserica, Întemeiată de Duhul Sfânt. Pentru că, în cartea Faptele Apostolilor, observăm o biserică total atipică. O biserică despre care am putea spune nu există reprodusă în proporție de 100% în zilele noastre. Ba chiar nici în măsură de 70%. Pentru că tot ceea ce a produs atunci Dumnezeu în primul secol este cu totul și cu totul extraordinar. A rămas ca punct de reper pentru bisericile de-a lungul secolelor în istorie. Așa că aș vrea să trecem și să ne reamintim de această biserică pe care a creat-o însuși Dumnezeu, o biserică total atipică, așa cum am spus. După Răstignirea sa domnul Iisus Hristos Li s-a arătat în mai multe rânduri uh, Ucenicilor săi 40 de zile Și a făcut Mai multe minuni I-a ajutat să înțeleagă mai multe lucruri Despre împărăția lui Dumnezeu Și a venit vremea Ca să se întoarcă înapoi la Tatăl După ce I-a mai încurajat Și le-a oferit câteva Asigurări din partea lui Dumnezeu Domnul Iisus Hristos a primit câteva întrebări din partea ucenicilor. Doamne, în vremea aceasta, versetul 6, ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Cu alte cuvinte, ne a explicat multe, ai înviat, ai avut mai multe apariții în mijlocul nostru miraculoase, e drept. Dar noi avem niște fixuri doctrinare, niște tipare uh, ale evenimentelor în mintea noastră. Tu ce zici? Nu de mult am fost într-o biserică și una dintre surori m-a întrebat: "Frate, care i treaba cu uh, profețiile? Când se împlinesc? Ce, ce mai știți despre?" Și am zis: "Astea Dumnezeu le-a păstrat în în grija Lui. Când se vor împlini, se vor împlini." Pentru că Isus nu ne-a dat profețiile ca niște oracole în care noi să speculăm tot felul de lucruri, ci a zis așa, v-am spus mai dinainte aceste lucruri, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Nu să credeți dacă se vor întâmpla, nu să credeți potrivit scenariilor voastre. Nu să inventați tot felul de lucruri. V-am spus mai dinainte aceste lucruri, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Asta este rolul profețiilor. Și, uh, în uh, ocazia aceea, ucenicii au venit, Doamne, am auzit că vine împărăția. Deci, noi așteptăm împărăția. Deci, care. Păi nu asta e rostul bisericii, frate. Nu asta este să tremurăm ca varga la 380 și să ne înfricoșăm. Vai, se întâmplă nu știu ce, vai, ai văzut în Spania. Așa ceva nu s-a mai întâmplat, frate. Asta trebuie să fie cu siguranță ceva. De ce n-au mai fost inundații? N-au mai fost calamități, n-au mai fost probleme în lume, n-au mai fost războaie, n-au mai fost tensiuni, dacă acum nu s-a mai întâmplat. Și dacă nu este nici acesta un semn care să fie definitoriu pentru venirea Mântuitorului. Și dacă mai durează 500, 1000, 5000 de ani, de unde știm noi? Nu vreau să cădem în necredință, însă aș vrea să înțelegem că biserica nu este făcută să speculeze date, evenimente și tot felul de lucruri de genul acesta. Care este rostul bisericii? Iisus spune în versetul 7 și în continuare Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa Ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria Și până la marginile pământului Oare care era conținutul predicării apostolice? A fost unul dintre subiectele care mi-au căzut la dogmatică, la scris când am dat licența la teologie. Și am tot asta să mă gândesc, mă, despre ce doctrine au vorbit apostolii? Știți câte doctrine am găsit? Niciuna. Dacă citiți toate predicile lui Pavel, ale lui Petru, ale lui Isus Hristos, nu o să găsiți nici măcar o dogmă. Referiri la legea lui Dumnezeu, da, la cele 10 porunci. Găsiți referiri cu privire la a fi iubitor, la a fi corect, la a fi moral, da. Dar nimic din ceea ce susținem noi în toate bisericile, absolut deloc. Și nu o să găsiți niciun apostol predicând dogmatic. Dacă nu crezi așa, nu. Ba din potrivă, când apăreau diferențe de înțelegere între ei, spunea, ok, tu ai înțelegerea asta, eu am pe asta. Ne separăm, nu că suntem niște certați în urmă, ăsta, nu. Tu faci lucrarea într-un fel, eu o fac într-alt fel, ca să nu ne încurcăm unul pe altul, pentru că avem păreri diferite. Tu mergi în direcția asta, eu merg în direcția asta, da. suntem prieteni, suntem frați, ne iubim, nu avem nicio problemă. Dar suntem diferiți, gândim diferit. Rar să întâlnești oameni de felul ăsta să gândească diferit, să se iubească, să lucreze împreună sau separat și să nu se urască. Este rar să întâlnești așa ceva. De aceea, și aici îmi dau seama cât de mult ne-au învrăjbit toate aceste gărdulețe și sigle pe, co pe care noi le-am pus în bisericile noastre. Bisericile, uh, putem vedea că sunt atașate de dogme și crezuri. Foarte puțin de Isus, declarativ toate, sunt numai cu Isus, de la temelie, de la, de la subsol până în tavan. Însă. Dacă începi să dai la o parte declarațiile, îți dai seama cât de atașate sunt de dogme și de crezuri. De la Hristosul acesta îmbrăcat în dogme și crezuri, dacă dai la o parte tot, îți dai seama că nu mai rămâne nimic. Și întrebarea mea este, oare noi trebuie să slujim niște dogme și niște crezuri sau trebuie să slujim pe Isus Hristos? Observați că Isus spune, veți fi martorii mei, îmi veți fi martori. Și în momentul în care ucenicii vorbeau, vorbeau despre Isus Hristos, ceea ce a făcut în viața lor, despre faptul că a fost omorât și a înviat după scripturi și că va reveni. Asta era predicarea lor. Nu o să găsiți altceva în predicarea lui Petru sau lui Pavel ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileeni, de ce stați să vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Cu alte cuvinte, revenirea lui Isus este un lucru sigur. Dar nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. S-au adunat împreună toți ucenicii. Și dacă ne uităm la structura grupului aceluia, n-ai fi zis vreodată că vei face tu biserică cu ei. Petru, Iacov și Ioan și Andrei. Ăștia erau tari la cerbice. Mie de-a scoteau sabia, scoteau cuțitul. Simon Zelot, ăsta era revoluționar, tot timpul, cu brișca după el. Tot, gata, imediat te tăia. Dacă vorbim de Filip, un sceptic, un toma necredincios, cu cine să faci biserică? Nu erau relațiile roze între ei. Însă, în ziua cinzecimii, erau toți împreună, în același, Loc. Și aș vrea să înțelegeți că pocăința lor n-a însemnat o trecere cu vederea defectelor. A, hai, frate, că înghiți și eu faptul că mă jignești tot timpul și că ești mai arțăgos cu mine și uh, o anulare a personalității mele și gata, am terminat cu toate. Hai să ne iubim ca frați, pe bune. Nu despre asta este vorba, ci fiecare și a mărturisit păcatul și a recunoscut înaintea lui Dumnezeu că greșise. Nu s-a învinovățit, că mai este și pocăința asta de învinovățire. A, și dacă nu ți-am greșit cu ceva, te rog să mă ierți că sigur ți-am greșit eu cu ceva. Sau sigur sunt și eu vinovat, dar de ce te învinovățești, Aiurea? Că Dumnezeu nu-ți cere lucrul acesta, să te învinovățești dacă nu ești vinovat. Sau ți-a greșit celălalt, te duci tu la el, nu zice, du-te și mustră-l între tine și el singur. Nu lua asupra ta vina, pentru că îl vei întări în nebunia lui. Venirea Duhului Sfânt nu înseamnă o acoperire a comportamentelor defecte, ci venirea Duhului Sfânt înseamnă o corectare a comportamentelor defecte. Și în momentul în care erau uniți toți la un loc și au dat seama fiecare dintre ei unde avea o problemă și au cerut iertare în mod responsabil și conștient, uite, pentru asta, nu cum ne rugăm noi de multe ori, Doamne, iartă-ne toate greșelile și păcatele. Care? Concret. Dacă tu nu știi pentru ce ceri iertare, degeaba te rogi. Te rogi așa generic lui Dumnezeu. Doamne, dă mai multă răbdare. E o chestie țintită. Doamne, iartă-mă pentru că am, eu știu, uh, un limbaj mai licențios, da? Sau că în jur, sau că am necumpătare în viața mea, mănânc prea mult. Uh, Cine se ceară pentru asta, nu? Nu se cere nimeni, dacă ești cât ușa, vii să le predici la alții de reforma sănătății, să le spui altora despre despre cumpătare, să le spui despre pocăință. Chiar mi-aduc aminte, eram la o evangelizare și un purceluș din ăsta, iertați-mi expresia, dar nu pot să mă abțin, tocmai vorbea despre beneficiile unui trai sănătos și el avea vreo 135 de chile. Și um, lumea în sală toată râdea. Fă, că el este vegetarian și atât de bine să simte. Da mă frate, e fi, dar Înțelegi? Ceea ce spui tu și extrema cealaltă nu este bună, da? Faci reclamă la vegetarianism și tu ești scobitoare. A venit la noi, la facultate, eram un conservator, o doamnă tot din asta cu, care le știa pe toate și cu tot felul de rețete, de să ne spună nouă, dar nu că era slabă, era piele și os. Și eram la ora de psihologie și profesorul era unul așa mai flegmatic uh, și se uită la ea și râde așa ironic, zice uh, spunea despre copiii ei că sunt la fel sănătoși ca ea și că mănâncă numai aer împachetat în vid și numai vegan și nu... N-am nimic cu asta, nu vreau să înțelegeți că fiecare poate să mănânce ce vrea. N-are nicio problemă uh, și este binevenit. Cum crede fiecare este ok. Numai că în momentul acela profesorul s-a mai putut abține și a zis Doamnă, nu vă supărați. Și ei arată la fel de bine ca dumneavoastră? La, dar ea nici măcar nu și-a dat seama că o ia peste picioare. da, sigur că da. Și nu i-am dus niciodată la doctor și nu răcesc. Și bineînțeles că noi am pufnit în răs și ne-am dat seama de ironie, dar ea continua cu plăcuța zgâriată și da, dacă vreți, uite, vă dau rețetă. Nu, 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 mulțumesc, dar nu, dar, nu, tu nu înțelegi că nu vreau. E cam așa este și cu uh, pocăința aceasta, cu forța, cu Încercăm noi să facem lucrurile să pară așa cum trebuie. Însă, dacă ne uităm la biserica aceea, cum era structurată, Duhul Sfânt n-a venit acolo ca să, să pună lucrurile defecte într-o armonie hidoasă. Nici n-a venit să-i uniformizeze pe oameni. A corectat ceea ce era de corectat în spirit și i-a lăsat pe oameni să fie ei. Petru a rămas vulcanic, nu l-a făcut pe el un mielușel din ăsta cu voce eteriană, din ăla care scoltea sabia să facă unul din ăsta de personalizat, care vorbește numai așa pe un ton din ăsta, nici nu-l auzi la microfon. Nu! Petru a rămas vulcanic! Pavel a rămas vulcanic! Oamenii vulcanici au rămas vulcanici. Doar că acea cauză pentru care luptau a fost cu totul alta. Bineînțeles, li s-a șlefuit din temperament. N-au mai fost așa de iuți să scoată sabia, dar ei au rămas niște oameni care uh, aveau un temperament iute. Schilodească-se odată cei ce vă tulbură, zice Pavel, nu? Fiul al dracului și dușman al lor cărei neprihănim. Până când mai sucești tu căile lui Dumnezeu. Deci n-au fost niște uh, blânduți din ăștia care unde îi pui, acolo stau, domestici. Nu! De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu are nevoie și de oameni de acțiune. Sunt unii mai meditativi, care au timp, cum a fost Timotei, da? să stea, să-i asculte, să-i panseze, să... Dar ai nevoie și de oameni de acțiune. Băi, să biserica să-ți dărâmă pe noi. Avem nevoie de bani, avem nevoie de asta, de asta, de asta. Hai să facem, repede, pune mâna și facem. Ceilalți se ocupă de alte lucruri, au răbdare, au timp. Ăștia n-au timp, că sunt oameni de acțiune. Însă am ajuns să uniformizăm atât de mult lucrarea Duhului Sfânt și să credem că a fi duhovnicesc înseamnă doar să fii cu să nu ridici vocea, să zici doar da, să nu deranjezi pe nimeni. De unde am învățat noi asta? În predicarea lui Petru vedem că a fi om duhovnicesc înseamnă să îl predici pe Iisus Hristos cu putere. Și să vorbești despre el în lumea aceasta, prin valori, prin ceea ce ești, prin ceea ce faci. Și Petru acela, pescarul, în ziua cincizecimii, a început să vorbească despre Isus Hristos cu putere și despre învierea lui și despre uh, înălțarea lui. Și oamenii se uitau la asta n-a făcut școală de omiletică niciodată, n-a făcut retorică, n-a făcut nimic. De unde știe ăsta să predice? De unde vin cuvintele? Nu înțelegem! De unde? De la Duhul lui Dumnezeu. Iarăși aș vrea să fac aici o paranteză. Duhul lui Dumnezeu nu împuternicește oameni care sunt ignoranți. Poate să împuternicească oameni care nu au avut ocazia să învețe, să studieze, să dar care au dorința aceasta, plecarea de a se dezvolta. Dar niciodată, eram într-o biserică la studiu biblic și a venit cineva și a zis, frate, când m-am pocăit, în ziua în care m-am botezat, așa niște cuvinte mi-au dat Dumnezeu pe loc, că toată adunarea s a mirat pe mine. Și nu știu de unde, ce cuvinte, cum mi-au venit, că așa am predicat de numai. Și zic, bun, și acum de ce nu-ți mai dă? Eu nu știa să fac acorduri gramaticale și în fine. Dar bun, de multe ori sar și peste astea, că sunt, erau bătrânii aia de mult la țară, în biserică și vorbeau cu atâta suflet și cu atâta... Cu atâta patos despre Dumnezeu și despre modul în care i-a călăuzit în război, cum au pozit credința, experiențele, făceai uh, abstracție de toate cacofoniile lor și dezacordurile gramaticale, îi ascultai cu drag pentru că ascultai omul, vede că e autentic, că îl iubește pe Dumnezeu, că și-a pus viața în pericol pentru Dumnezeu și nu te cramponai de, eu știu că n-a făcut un acord sau nu știu ce greșeli gramaticale a făcut. Nu despre asta este vorba. Îl iubeai pentru că simțeai că omul ăsta e autentic. Duhul Sfânt i-a dat puterea lui Petru ca să, să predice, să vorbească despre Isus Hristos, despre ceea ce a făcut în viața lui și să facă un apel la pocăință. Pocăinții! Pocăinții vă zis Petru. Și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos. Și de la predica aceasta când, și de la momentul în care a venit cinzecimea, a venit darul Duhului Sfânt peste biserică, putem vedea că avea un anumit comportament care nu prea mai seamănă cu ce avem noi în biserică. Și o să vedem câteva elemente care defineau biserica formată de Duhul Sfânt spre deosebire de bisericile instituționale. Că este și întrebarea asta, biserica este instituție sau mișcare? Mulți dintre noi, da, biserica apostolică, noi suntem biserica apostolică, declarativ toți suntem biserica apostolică, dar, faptic, câți dintre noi suntem biserica apostolică? În momentul în care Duhul Sfânt a venit, în primul rând, i-a pus la oaltă unul cu celălalt, avem o lucrare. Chiar dacă suntem diferiți, lucrarea noastră este să-L predicăm pe Iisus Hristos, chiar dacă anumite lucruri le înțelegem diferit. Și de aici au pornit să-L predice pe Iisus Hristos. Cum arătau cei dintre ei creștini? După predica lui Petru, fiecare a fost botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și au primit darul Sfântului Duh. Aici, nu prea suntem, iarăși, de acord. Vrem ca darul Duhului Sfânt să vină, unii consideră că vine într-un fel, alții într-alt fel, și aici am pus niște etichete Duhului Sfânt ca să vină doar într-un anumit fel. Însă, lucrarea Duhului Sfânt se manifestă în multe feluri în viața omului. În primul rând, printr-o schimbare a vieții și a inimii, în bine. Dacă există acea dorință de schimbare și acea dorință de pocăință în viața omului, Dumnezeu este acolo, Duhul Lui Dumnezeu este la lucru cu unii lucrează mai încet, cu alții lucrează mai repede după cum și în viață unii oameni sunt mai receptivi, au un nivel de înțelegere mai ascuțit, alții mai laușon, cum zice Ardeleanul mai așa, mai încet Da, dar se vede un progres apoi cei ce au primit propovăduirea au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Creșterea bisericii era una explozivă. Și nu gândiți-vă, dacă ar fi trebuit să facă catecheză cu toți ăștia 3.000, dacă s-ar fi bazat pe ceea ce considerăm noi că înseamnă convertire și pocăință, cu siguranță n-ar mai fi vrut să fie botezat nimeni. Sau foarte puțini. 3.000 de oameni, cine a catechizat pe ăștia? Câtă doctrină au învățat ăștia? Ce au învățat în ziua aceea? Însă cel mai important, că Isus Hristos este Mântuitorul, că sunt mântuiți prin sângele Lui, că Isus a fost răstignit pentru păcatele lor și că botezându-se în numele Lui pot primi iertare de păcate și mântuire. Asta este toată teologia pe care o extragem din predica lui Petru și din predicile Apostolilor. Era cât se poate de simplu. Și 3.000 de oameni l-au primit pe Iisus Hristos. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, foarte important, o biserică ce spune că este condusă de Duhul Sfânt. Și intri în ea ca într-un cavou sau ca într-un loc din ăsta așa unde oamenii se uită în colțuri la tine, mai bine n-ai fi intrat. Despre ce vorbim? Despre care biserică apostolică? Iar dau din casă, da. În fine, nu pot să tac. Am intrat recent într-o biserică, și de cum am intrat, era o sărbătoare foarte mare a nerecunoștinței, și de cum am intrat, păstorul m-a fixat așa, și nu m-a mai scăpat din ochi, știa cine sunt și parcă a fost așa, încurcat, nu mai știa ce să spun, a zis bun venit la toți musafirii, nu așteptam să, în fine, erau și niște oficialități acolo, nu așteptam să ridice statuie sau să zică ceva, dar la, la urmă, așa, zice, frate, pare bine că ai venit, poate cu altă ocazie, dacă o să avem ocazia să te ascultăm cu altă ocazie, când o să vii în altă ocazie, în altă dată și în altă ocazie și cu alte cuvinte la revedere. Zic, mulțumesc! frate, stai liniștit că n-am venit pentru asta. Am venit la rude, am venit la neamuri să-i văd și... Nu, stai, nu, ți se probleme. Dar așa, un disconfort din al... Despre ce legătură furățească vorbim aici și despre ce pocăință și despre ce dragoste? Hai să fim serioși. De ce? Doar pentru că am îndrăznit să văd lucrurile altfel și să nu mai cred în niciun sistem bisericesc. Bă, poate unii o să mă împuște pentru asta, să mă împuște. În biserică cred, în biserica făcută de Duhul Sfânt, în credincioși cred, în oamenii lui Dumnezeu, păstori cred, dar nu în felul în care am perceput și am catalogat noi lucrurile. Pentru că în cartea faptele Apostolului nu apar așa. Fiți atenți cum apar aici. Vă dau câteva indicii și puteți să le studiați acasă. Fapte, capitolul 2, începând în versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea al numărul ucenicilor s-au adaus aproape 3000 de suple. O biserică ce crește în fiecare zi, o biserică dinamică. Apoi, ei stăruiau în învățătura apostolilor, nu se sclerozau cu anumite crezuri. Pentru noi, studiul biblic este o reconfirmare a lucrurilor pe care le știam deja. Da? dacă cumva pui o întrebare mai sucită sau te îndoiești de ceva, ai căzut de la credință ai mari probleme, începi să gândești este, ești un mare pericol și asta este o mare, o mare dificultate și cum să păstorești niște oameni din ăștia dificili n-ai cum, îi dai la o parte, le-ai pus eticheta în frunte și la revedere, păstorim turma de oameni care nu ies, nu contrazic, nu pun întrebări, nu gândesc, merg înainte cu da să trăiți Coregi, vedem că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică. A, teama asta de Dumnezeu. Este mai tem de Dumnezeu? Mm. Ce-o mai fi și asta, nu? Și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de opște. Asta e și mai ciudat. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Mai există așa ceva? Și aici nu vreau să credeți că încurajăm și sau că Dumnezeu încurajează leneșii. Nu mai există. Deci nu mai există oameni să-și vândă averile, să vândă și să împartă după nevoile fiecăruia. Dar de unde? Nu mai există așa ceva. Poate că erau greșiți. Trebuie să-i corectăm cu puțină exegeză și cu puțină hermeneutică ca să dea bine potrivit cu uh, fandoseala noastră teologică. Banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Asta iară dat-o la o parte. Frângeau pâinea acasă. Să frângi pâinea acasă? Nu. Numai în cadrul legal, oficial, episcop, da? Nu nu ieșim de aici. Au fost unii păstori care au, au, îndrăznit să facă rugăciunea de binecuvântare și să ofere cina la distanță. Doamne, sacrilegiu, cum se face așa ceva? Nu se poate. Da. Dar aici oamenii ăștia făceau, frângeau pâinea, acasă, da? Și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Adică, nici nu se streseau, spun afișe, să caute, spun anunțuri, să... Po, oh, nu! Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Era treaba Duhului Sfânt. Ei trăiau și Duhul Sfânt îi aducea. Foarte interesant. Lucru care iarăși nu mai există. Străduim, cum zicea Domnul Hristos, înconjurăm marea și o să facem un prozelit și când facem din el un convertit, să facem un fiu al ghenei, un fiu al dracului. De șapte ori mai rău decât noi. Și după aia, când îi vede pe ceilalți, vrea să-i facă la fel. Și dacă cineva se abate de la felul ăsta de pocăință, a apostaziat. Apoi, ce se mai întâmplă în Biserica Primară? Mai sunt câteva indicii aici în, cartele, în cartea Faptele Apostolilor. În primul rând, dispoziția de a fi prigonit sau de a sacrifica ceva pentru cauza lui Dumnezeu. Spiritul de sacrificiu, dragii mei, și dispoziția de a suferi ceva pentru Dumnezeu sunt total pe cale de dispariție în bisericile de astăzi. Petru și Ioan au fost prigoniți pentru predicare, pentru faptul că vorbeau în numele lui Isus Hristos, nu pentru că apărau o anumită dogmă. Diferență. Au fost unii care au murit pentru dogme și sunt care mor pentru dogme și cred că au murit pentru Hristos. Nu. Oamenii ăștia au fost prigoniți pentru că îl predicau pe Isus Hristos nu apărau niciun steag, nici o firmă, nu. Ei au fost prigoniți pentru că îl predicau pe Iisus Hristos și li s-a poruncit să nu mai predice numele Lui și la care ei răspund în versetul 19 și 20 din capitolul 4: Judecați voi singuri dacă este drept înaintea Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Și aici mai fac o paranteză. Ei vorbeau despre Isus Hristos, dar nu erau ca un radio stricat. Adică. Predicarea lui Isus Hristos nu înseamnă să vorbești despre Isus Hristos unde peste tot, cum îți vine așa, îi place, nu-i place, omul zi, zi acolo, ca o stricat, de la lopată ajungi, dar știi că asta e vorba despre mântuire, aici e vorba despre har, aici e... Lăsa pe oameni. Mergeau, le predicau pe Isus Hristos, vorbeau despre Evanghelie, despre schimbarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lor și oamenii erau atrași de felul lor de comportare, de felul lor de predicare și de felul lor de a-L înțelege pe Dumnezeu. I-au amenințat din nou și au lăsat să plece. S-au rugat din nou ca Duhul lui Dumnezeu să le dea putere. Observați că puterea aceasta a lor venea de la Duhul lui Dumnezeu, nu de la gradele pe care le aveau pe umeri. Și acum știți la ce mă refer. Puterea lor venea de la Dumnezeu, nu de la gradele pe care le aveau aici. Vine fratele de nu știu unde și. Vine nu știu care. Sau nu mai iese în pensie nu știu care, că nu mai e în el atuna Dumnezeu toată înțelepciunea. Și nu mai el are răspunsul la toate întrebările. Dar mai dute frate în pensie acolo și vezi de. pensiile tale. Că sunt mai multe. Nu. Cum a reușit diavolul să îmblânzească biserica? În primul rând, a organizat-o. Și a zis, între voi trebuie să fie unii mai mari și unii mai mici, unii episcopi și unii mireni, enoriași. După aia, voi trebuie să aveți o dogmă, o doctrină pe care s-o apărați cu dinții și cu sabia. Dacă mai puteți să vă și luptați între voi, să aveți simțul proprietății foarte bine bătut în cap, atunci e și mai bine. Dacă mai puteți și în cadrul bisericii să vă certați pe dogme de, același, de aceeași confesiune, dar pe chiții bușăreri, este divin. Dacă mai credeți că sunteți singura biserică chemată de Dumnezeu în lumea asta, e de-a dreptul divin. Dacă mai puteți să vă și luptați cu celelalte biserici și să le impuneți ideea că sunteți singura biserică și ele se facă același lucru, mi-am îndeplinit scopul. Și așa a reușit diavolul să îmblânzească biserica, să-i facă pe unii să-și dorească puterea, iar pe ceilalți să se lupte între ei pe chestiuni și chițibușăreli dogmatice, astfel încât să o deturneze de la scopul ei inițial, adică predicarea lui Isus Hristos și a răstignit. Voi ați observat că Isus Hristos n-a predicat absolut deloc dogmatic? Ați observat că în momentul în care au venit niște greci la el, n-a încercat să-i facă iudei? Ați observat că prorocii și oamenii lui Dumnezeu au avut o deschidere față de ceilalți mult mai mare decât avem noi astăzi. Este extraordinar. Apostolii, când mergeau în teritorii noi, bă, bă ăștia, stai că ăștia au nu știu ce reguli acolo, și a zis, băi, lasă, uite, ține -ți cont de asta, să nu mănânce dobitoace zugrumate, să se ferească de curvie, de lucruri jertfite idolilor, dar acolo Pavel și acolo a avut o dezlegare. Știți, mă, până la urmă, ce jerfești unui idol, e tot una cu nimic. Dacă mănânci și nu știi că este un idol, nu e nicio problemă că a fost jertfitul unui idol. Dacă mănânci și te înștiințează, din pricina cugetului ălui la alt, nu mânca, nu din pricina, pentru că idolul ăsta este tot una cu nimic. Observați cum tratau problemele? Nu așa de dogmatic, ai făcut asta, ai căzut de la credință, marș afară din biserică, te-am șters, te-am excomunicat, te-am scos din registru, te-am tăiat cu roșu, înveți să nu mai vie. Unde ați găsit din asta? Ați găsit vreo astfel de nebunie în biserica apostolică? îl mustra biserica locală, dacă era ceva, îi spunea în față, bă, frate, dacă continui așa, la noi poți să vii, dar stai pe ultima bancă, nu-ți mai dă nimeni cuvântul. Și în felul ăsta biserica își regla, sigur, nu, bule, anateme, de parcă toți ăia din biserică sunt niște spălați la cap, așa îi tratează, da? Niște, niște idioți, cărora să le spui tot ce este bine și ce este rău. Și diavolul a fost super satisfăcut și este super satisfăcut de niște biserici foarte credincioase, unor crezuri, unor dogme, unor garduri vopsite într-un fel sau altul. Și așa am inventat limbajul politico-religios. În biserica primară, dragii mei, am putut să-L văd pe Hristos și atât. În biserica primară am putut să-L văd pe Hristos și atât. Bine, lucrarea Duhului Sfânt. Și... Dar în afară de predicarea lui Hristos, n-am întâlnit altceva. Mergem mai departe, în, tot în cartea Faptele Apostolilor, spune capitolul 5, versetul 42, în fiecare zi în templu și acasă nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Isus Hristos. Asta făceau toți, în fiecare zi. Era un mod de viață. Și hai să facem evangelizare. La ce? Pentru că pentru ei evangelizarea însemna să vorbească despre Isus Hristos în fiecare zi. Așa am făcut odată pe an evangelizare, ne-am spălat pe mâini, ne am făcut, gata, am făcut lucrare, frate. I-am evangelizat pe ăștia nălejuiți care nu crede în leja lui Dumnezeu. Așa am fost educați. I-am educat pe ăștia le-am le predicat și acum după ce le-am predicat le-am zis frate să le fie de mărturie. Dacă acceptă bine, dacă nu, iară bine. Le-au fost de mărturie. Serios. În fiecare zi în templu și acasă nu încetau să învețe pe oameni să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Dar oare ăștia aveau și predicatori neautorizați? că se practică în limbajul politico-religios și sintagma aceasta. Este neautorizat. Ce înseamnă să fii predicator neautorizat? Ce înseamnă să, să nu fii autorizat? Să nu-ți dea o biserică sau cu tare dreptul să vorbești? Asta înseamnă. Dar să în ridicol, dragii mei. Cum își regla problema ereticilor biserica primară? După sistemul Berea. Oamenii ascultau ce li se predică și luau Scriptura, se duceau acasă, să vadă, băi, e așa ce-o zis ăsta sau nu e așa? Nu e așa. Nu, no, dacă nu e așa, nu acceptăm. Băi, e așa? E așa, ok. Nu aveau nevoie de lumini care să vină de nu știu unde, de bule, de excomunicări, de, de demonizări, de neautorizări. Nu, nici vorba. Nu aveau nevoie de așa ceva. De ce? Pentru că ei erau în legătură cu Dumnezeu. Și când ești în legătură cu Dumnezeu și îți funcționează gândirea și ai cuvântul lui Dumnezeu, nu ai nevoie de cineva să spună ce este corect și ce nu este corect. Vezi, frate, că acolo, la doctrina aia, la punctul cu tare, n-a zis bine. Și de unde știi tu că este bine? Așa cum crezi tu, Un alt element al bisericii. Faptul că lucrarea mergea înainte și oamenii se converteau. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, predica și mulți dintre preoți veneau la credință. Dintre aceia care răstigniseră pe Iisus Hristos. Și aici vorbim despre lipsa prejudecăților lui Dumnezeu în ceea ce privește convertirea unor oameni care au fost vădit, potrivit, împotrivitori față de lucrarea Lui și față de Isus Hristos. Ei L-au răstignit. Și cu mulțime de preoți veneau la credință. Ce să faci cu ăștia? Ăștia L-au răstignit pe Hristos. Și avem și noi astfel de, de uh, tipare de gândire. Evreii L-au răstignit pe Isus uh, Ăștia au crezul ăsta. Nu, n-ai de-a face cu ei, pentru că sunt rătăciți. Însă, la Dumnezeu este loc și pentru cei care L-au răstignit pe Iisus Hristos. Însă dogmaticii au luat pietroaie și au zis, o crezi tu că simplifici lucrurile. Nu, no, nu, no. credința strămoșească, asta, doctrina asta, asta, templu, neapărat, dacă nu, șt, pietroaie și am terminat. Și așa, dragii mei, s-a ajuns de la credincioși și păstori la enoriași și episcopii și nu spun într un mod peiorativ sau într un mod denigrator, pentru că există episcopi care merită toată aprecierea și toată toată uh, toată reverența, ca să spun așa. Pentru că sunt oameni lui Dumnezeu, oameni înțelepți, oameni cu școală, oameni care au studiat Cuvântul lui Dumnezeu și oameni care au experiența aceasta a credinței și care te pot păstori. Există și pastori sau păstori care au această experiență. Însă s-a făcut o trecere de la credincioși și păstori la enoriași și episcopi. Cine să fie mai mare? Și gradul contează mai mult decât calitatea Moral A cuiva. Întrebarea este, mai avem cumva vreo șansă ca biserici să devenim Biserica lui Dumnezeu, sau uh, Biserica lui Dumnezeu este una cu siglă, sau una formată din oameni care stau sub mai multe sigle? Răspunsul meu este că se poate de simplu, văzând uh, ceea ce scrie Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nicio biserică anume. Da, ați auzit bine. Dumnezeu nu are nicio biserică anum. Fiecare biserică reprezintă nivelul de înțelegere a lui Dumnezeu și a credinței la un anumit dat, la un moment dat din viață sau pentru toată viața. Asta este biserica modernă. Biserica înființată de Duhul Sfânt este un organism viu, este o mișcare în care Duhul lui Dumnezeu lucrează în oamenii din diferite biserici pentru a face lucrarea lui, indiferent de crezurile lor, indiferent de dogmele lor, indiferent de modul în care înțeleg ei lucrarea lui Dumnezeu. Și sunt unii care, deși fac parte din biserici, nu fac parte din Biserica lui Dumnezeu. Da? sper că ați înțeles, deși fac parte din biserici, nu fac parte din biserica lui Dumnezeu. Asta și aia care vor veni în ziua judecății. Doamne, dar n-am făcut noi, n-am predicat, n-am făcut minuni, n-am... Și Dumnezeu, dar cine sunteți? Nu v-am cunoscut niciodată. Habar n-am cine sunteți. Biserica aceasta condusă de Duhul Sfânt are caracteristica aceasta că îl mărturisește pe Isus Hristos. Nu doar papagalicește, ci cu viața, cu inima, cu dragoste. Este o părtășie între oameni, unitate, dorința de a-l privi pe celălalt cu îngăduință. Bă, oh, e ortodox, și ce dacă? E catolic, e adventist, ce, ce, contează lucrul acesta? Unii începe să avem pure și așa și mâncărime pe piele când auzim, voi oh, de mine, oh, ereticul lângă noi, cum să-mi activez toate scuturile ca să nu cumva să se întâmple să ajung la apostazie. Da. Apostolul nu avea nicio problemă de felul acesta. Dacă citiți Cartea Faptelor, capitolul 8, în momentul în care famenul etiopian îl descoperă pe Iisus Hristos în scrierile lui Isaia. Vine Filip și zice, bă, dar înțelegi ce citești? Păi așa se întâlcuiască cineva, dar nu i-a băgat în cap niște dogme. Stai să-ți vorbesc eu despre Trinitate, stai să-ți vorbesc eu despre perihoreza Duhului Sfânt, stai să-ți spun eu că de fapt nu, e, e chestia cu arianismul, înțelegi, că de fapt stai că nu e o natură, sunt două, sunt trei, sunt cinci, Iisus n a fost, nu știu, e om, e Dumnezeu, a avut o natură, două, trei, și deja se intre în polemici, nu despre lucrurile astea a vorbit, Ce a vorbit despre Iisus Hristos și El răstignit. Și a tălcuit Scriptura asta că despre Iisus Hristos este vorba peste tot și zice, ce mă împiedică să fiu botezat? Vreau să fiu botezat acum. Și după aia n-a plecat cu un bagaj doctrinar, să spunem, fii atent. Acum ai intrat în biserica asta, trebuie să ai așa, 1, 2, 3, 4, 5, 27, 28, da? Dacă nu le ai pe astea, mă întreabă unii, dar în ce biserică s-a botezat? În biserica lui Dumnezeu. A, păi care e aia? Păi care a fost și cea în care a fost botezat fame nu etiopian? A, nu, că nu-i valabil. Cine spune asta? Observați cât de setați am devenit mental de-a lungul generațiilor să credem că doar anumite căi duc spre împărăția lui Dumnezeu. În ce biserică a fost boteza famen? Ce biserică a avut când s-a dus în Etiopia? L-a primit pe Isus, a studiat Scriptura și l-a urmat pe Isus Hristos, a fost un martor al lui Isus Hristos. Isus și atât. Pentru că asta este biserica condusă de Duhul Sfânt. Dacă mai apar și alte elemente de discordie, de ceartă, puse alături de Isus Hristos, care concurează cu Isus Hristos, care au locul lui Isus Hristos, Deja ne-am depărtat ca de la cer la pământ. Am putut să observ în lucrarea Apostolilor și a lui Isus Hristos că niciodată n-a căutat să strice ceea ce aveau oamenii deja. Au putut să construiască, să aducă ceva nou, să ajute să înțeleagă mai mult, să se apropie de Dumnezeu. Și restul e problema oamenilor cu Dumnezeu ce cred mai departe și ce fac. Încetați să mai gândiți într-o manieră protestatară și refractară și incisivă. Încetați să-i mai acuzați pe oameni. Pentru că în Biserica Duhului Sfânt, în Biserica ce este condusă de Duhul Sfânt, este iubire, este pace, este armonie, este înțelegere, este înțelepciune. Pentru că doar acolo poate să fie o lucrare care îi place Duhului Sfânt. Cred din toată inima, dragii mei, că dacă citim cu atenție această carte și dăm la o parte solzii de pe ochii noștri, vom găsi calea spre împărăția lui Dumnezeu, dar până la împărăția lui Dumnezeu, cel mai prețios lucru. Vom găsi calea către inimile oamenilor și vom vedea cât de mare este biserica lui Dumnezeu și cât de mulți copii are Dumnezeu în lumea aceasta.